Am cunoscut un bărbat minunat la petrecerea aniversară a firmei la care lucram și mi-a plăcut atât de mult încât am acceptat să merg acasă la el. Când am aflat de fapt cine era, nu îmi venea să cred. Nu eram genul să merg la petreceri. Preferam să fac o plimbare în natură, o drumeție la munte sau să stau acasă să mă uit la un film bun. Eu venisem din provincie în capitală pentru un loc de muncă mai bine plătit și lucram de puțin timp la această firmă. Avea loc o petrecere organizată de firmă, se aniversau 20 de ani de la înființare și primisem invitații pentru o petrecere ce urma să aibă loc la un restaurant de lux. Eu nu voiam să merg, dar una dintre colegele cu care mă înțelegeam foarte bine, cu care mai ieșeam la o cafea, a insistat să merg. Draga mea, șefilor nu le va plăcea dacă nu mergem. Vor considera că nu ai respect față de firmă și față de colegi. I-am spus că nu am haine pentru petrecere și că nu am bani să-mi cumpăr, deoarece trebuie să plătesc chiria, dar ea mi-a spus că îmi va împrumuta ea o ținută. Am acceptat să merg la ea și să ne pregătim acolo, pentru că știam că doar așa voi scăpa de insistențele ei. Mi-a dat o rochie superbă de culoarea lavandei, o pereche de sandale și o pereche de cercei. După ce m-am îmbrăcat cu rochia de la colega mea, m-am fardat, m-am coafat și mi-am pus cercei, transformarea mea era totală, arătam superb. Ne-am pregătit și am plecat împreună spre petrecerea firmei. Am ajuns acolo și în scurt timp colega mea nu mai era lângă mine. Petrecerea era întoi când am ajuns și în ciuda muzicii și a veseliei, mă simțeam o străină printre colegii majoritar necunoscuți. Mai erau colegi de serviciu pe care îi cunoșteam și cu care am schimbat câteva cuvinte, dar mulți erau de la filialele din țară și străinătate pe care nu-i mai văzusem. Colega care mă însoțise era acum pierdută în mulțime, dansând cu o bucurie contagioasă și insistând să merg și eu să dansez. Pot să stau aici?" a întrebat o voce masculină, scoțându-mă din reverie. Lângă canapeaua pe care mă retrăsesem, stătea un bărbat care radia o prezență caldă și liniștitoare. Cu un gest discret, i-am făcut semn să se așeze. Desigur, atâta timp cât nu-mi propui să dansăm, am răspuns, încercând să glumesc. Ești în siguranță?" a zâmbit el. Nici eu nu sunt fanul dansului." Începutul acestei conversații a deschis calea spre o discuție lungă și captivantă. Descoperisem că avem multe în comun, de la filmele preferate până la pasiunea pentru cărți și călătorii. M-a fascinat cât de ușor curgea dialogul între noi, ca și cum ne-am fi cunoscut de o veșnicie. După ce am petrecut mai bine de jumătate de seară împreună, el s-a ridicat și m-a invitat la dans. Am acceptat râzând, deoarece știam că nici lui nu-i place să danseze, deci cu siguranță ar fi fost un moment amuzant. În timpul dansului, m-a cuprins în brațe și m-a strâns ca și cum m-ar fi cunoscut din totdeauna și ne-am reîntâlnit după o lungă perioadă de despărțire. Apoi mi-a șoptit la ureche întrebându-mă dacă vreau să mergem la el. Nu am mai putut sta pe gânduri. Pur și simplu simțeam că m-am îndrăgostit de acel necunoscut. Am acceptat și am mers la el. Când am ajuns în fața casei sale, am rămas pur și simplu uluită. Avea o vilă mare cu piscină în fața casei și o curte absolut imensă. A deschis poarta și m-a invitat înăuntru. Am pășit sfioasă pe aleea care ducea spre ușa acelei case imense. Curtea era plină de flori, cu mulți trandafiri și crini albi și roz, care aveau un parfum incredibil. Când am intrat în casă, mă simțeam de parcă aș fi călcat pe un alt tărâm. Totul era desprins parcă dintr-un vis, cu un mobilier rafinat ales cu foarte mult bun gust, candelabre și oglinzi cum văzusem doar în filme. M-a întrebat dacă vreau să beau ceva, iar eu l-am rugat să-mi aducă un pahar cu apă. M-am ridicat și m-am uitat puțin în jur, iar când am văzut anumite poze și diplome, mi-am dat seama că bărbatul cu care îmi petreceam seara era chiar directorul companiei gigant la care lucram. Eu eram o biată femeie care locuia cu chirie, iar el era chiar directorul firmei. Când am văzut asta, mi-am luat geanta și am plecat grăbită. Am ajuns acasă și m-am așezat pe pat. Am început să plâng. Întâlnisem un bărbat de care mă îndrăgostisem, dar diferența dintre noi era imensă.
trăiam practic în lumi diferite. El trăia într-o lume a luxului, iar eu într-o lume modestă. Am fugit de el deoarece nu credeam că relația noastră ar avea un viitor împreună dacă ar fi aflat cine sunt. Trecuseră 3 săptămâni de la acea întâmplare și încă mă gândeam la el și la tot ce s-a întâmplat, dar eram sigură că el a uitat acea întâmplare. Însă, după o lună de la întâlnirea noastră, am ajuns la muncă, iar șeful m-a chemat în biroul său, spunându-mi că trebuie să semnez ceva. Am mers, mi-a pus un document în față și mi-a spus să aștept. Am așteptat un timp și mă gândeam despre ce anume putea fi vorba. Când am auzit ușa deschizându-se, mi-am ridicat privirea, iar în birou a intrat chiar directorul principal al companiei, bărbatul de la petrecere. Ce faci? Ești bine? Da, așa cred, i-am răspuns eu. Apoi el a continuat. Dacă ai ști de când mă chinui să te găsesc, iar tu erai chiar aici, atât de aproape de mine. Am plecat capul în pământ, simțindu-mă rușinată de faptul că am plecat în acea seară, fără ca măcar să-mi iau rămas bun. Apoi i-am spus, sunt o femeie mult prea modestă, nu aveam cum să mă ridic la înălțimea unui director. Atunci el s-a apropiat de mine și mi-a spus, m-am îndrăgostit de tine în acea seară și de atunci nu a trecut nici măcar o zi în care să nu mă gândesc la tine. Nu contează situația ta materială, nu contează familia sau locul din care vii, contează doar ce simțim, am o singură rugăminte. Dacă și tu simți la fel pentru mine, te rog să rămâi lângă mine. Mă abțineam cu greu să nu plâng, dar el s-a apropiat de mine și m-a îmbrățișat cu toată dragostea pe care o simțea. În scurt timp, m-a cerut în căsătorie, iar eu am acceptat și am trăit o viață absolut minunată împreună. El căutase toată viața iubirea, dar a găsit-o fix atunci când a încetat să mai caute și să mai spere. Viața ne rezervă adesea surprize, acolo unde ne așteptăm mai puțin, iar frumusețea unor astfel de momente poate schimba cursul existenței noastre. Adevărata bogăție nu se măsoară în bunuri materiale, ci în capacitatea de a iubi și de a fi iubit, valorizând fiecare moment împreună cu cei dragi. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.